Salut, sunt Andy. Și mă întorc imediat, doar o idee genială și v-am dat peste cap. A început ca o glumă, dar acum nu e bună. Tot orașul strigă în cor: hey, hey, cu Andy! Cel mai mare, cel mai tare, dintre părcălii. Sunt un pop, un factor, un artist, un vespo. Lipicios și cleios. E rândul tău. Te întreb probabil de ce sunt pe punctul de a băga în gură o bezea mare care se poate să fi fost linsă de un câine. Probabil că și eu m-aș întreba la fel. Dar uite răspunsul. Sub nicio formă nu-i voi permite acestui mic jegos care se întâmplă să-mi fie cel mai bun prieten să mă învingă, în special la un joc precum lipicioase și cleioase. A presupun că mă forțez un pic prea tare. Gata? Chiar la timp. Bine, atunci voi doi, dragilor, nu o să vă supărați să faceți o plimbare și să ne dați masa noastră înapoi. Masa voastră? Dar noi am venit aici primii. Ce păcat! Știi, noi ne-am rezervat masa asta pentru tot restul săptămânii. Chiar pentru tot restul anului, așa că dispărăți capete pătrate. Drăguț. Păi, de ce n-ați spus că ați rezervat masa, nu? Scuze, băieți, nu știam asta. Hai, Danny, să nu-i lăsăm pe domnii să aștepte. Fără supărare, nu? Poftiți, serviți-vă din cina mea dacă doriți. Tocmai vroiam să-ți recomand piureul de cartofi, dar văd că deja l-ai probat. Bine făcut, faza cu sosul de friptură a fost excelentă. Acești clowns sunt ușor de dus. Adevăratele focuri de artificii încep în acest weekend, de ziua păcălelilor, pe 1 aprilie. Acum înțeleg de ce notele tale au început să scadă. Știu, oricum, 1 aprilie este singura zi pe care eu o aștept. De fapt, trebuie să finalizăm unele dintre farse cât mai repede. Nu mai avem decât câteva zile rămase. Sună întregător. Dar n-ai vrea să le finalizezi mai târziu și acum să joci rapid jocul Hrănește-ți fața? Hm? Sunt prea ocupat ca să-ți rup fondul în jocul ăsta. Refuzi o provocare, hă? Probabil că ți-e frică că o să câștig, nu? Normal, aș trece cu vederea asta, dar Danny a trecut măsura. Bine, mocofane, este rândul tău. A vins! Sunt regele jocului Hrănește-ți fața! Da, foarte interesant, ce să spun? Mulțumesc, Lori! Bună, Lori! Tocmai vreau să vă dau invitații pentru petrecerea zilei mele de naștere. Sper că veți reuși să veniți. Glumești? N-aș rata asta pentru nimic în lume. Deci mai bine alegi petrecerea decât pe mine. Frumos, Andy, n-am ce zice. Groza! Am invitat întregul consiliu executiv al Clubului Tineretului cu nivel ridicat de acumulare a poftei de viață și mi-ar plăcea să impresionăm. Și încă un lucru, Andy, te rog, fără glume proaste. Astăzi și aici ratific o nouă regulă. Noi trebuie să fim plini de viață și adecvați când realizăm lucruri mărețe. Să ciocnim pentru regulă. Aici, aici. Farse? Eu? Nici nu visez așa ceva. Sper asta, fiindcă pentru mine este important să intru în club. Te rog, cu cine crezi că vorbești? Eu am autocontrol. Ai spus fără farse, atunci fără farse va fi. Mersi, deci cred că ne vom vedea atunci. Asta da grozăvie, Lori mă vrea la petrecere, fiindcă în mod evident îi place totul la mine. Dar nu-i plac festele tale. Nu știu ce naiba ai spus, dar sunt sigur că așa e. Oricum, totul va merge perfect. Îmi voi lua o zi liberă de la farse pentru a-mi păstra energia pentru 1 aprilie. Eu nu pot să cred. De ce trebuie să fie ziua ei pe 1 aprilie? Ea nu-și dă seama? 1 aprilie este pentru mine precum Crăciunul. Pot să fiu Moș Crăciun pentru o zi, împărțind farse celor mai meritoși. Oameni din East Giggle, vreau să spun. Ei sunt ca și copiii mei, iar farsele sunt focul de Crăciun. Nu văd ce ar avea lor împotriva a câtorva glumițe. Probabil că ar mai înveseli atmosfera pentru aceea cu un grad ridicat de acumulare a poftei deșențate de viață. Te-am auzit, băiete.
Ce ai zice dacă am jucat cârligul pentru cerceapuri și bikini de plajă și ne-am dat și cu niște ulei? O să O singură secundă și m-am ars. Ars și prăjit. Cred că nu mă înscriu la asta, partenere. Sună ca o mare plictiseală. Nu te înscrii? Poți să uiți, am nevoie de tine să mă verifici. Trebuie să te asiguri că nu s-ar coarda. Sub nicio circunstanță nu voi face nicio păcăleală, chiar dacă sunt un maestru în așa ceva. Ce-ar fi dacă s-ar premia cea mai tare farsă? N-aș putea să o fac. Dar dacă de asta ar depinde siguranța națională? Nici atât. Dar dacă viața ta ar depinde de o festă? Nu se va întâmpla. Atunci, petrecerea va fi ca o șosetă udă. Excelentă lovitură! Victoria va aparține! Tu ar trebui să fii felicitat! Am folosit tehnica sugerată chiar de tine! Dar ai executat-o atât de bine! Cerință simplă! Omoară-mă acum! Poate când terminăm! Acum adu-ți aminte! Fără farse deloc! Da, da știu! Fără distracție, am înțeles! Oh, Andy! Nu trebuia! Nu e cine știe ce? Haide, pune-ți o dorință! Ați ajuns! Desigur! La mulți ani, Lori! Mersi! Haideți înăuntru! Bună, Danny! Să vă prezint tuturor! Bună tuturor! Vă prezint pe prietenii mei, Andy Larkin și Danny Pickett. Andy, Danny, aceștia sunt toți. Salutare, Andy și Danny. Bună. Hei, dacă vreodată unei petreceri a lipsit ceva, atunci asta i-a lipsit. Lori, dragă, mi-e teamă că am niște vești proaste. Tocmai s-a terminat sucul de grapefruit. Ce mă fac acum? Acest suc este băutura preferată a clubului Vesel. Păcăleală de 1 aprilie. Tată, ce glumă proastă! Mă jenezi! Hai, prințeso, calmează-te! Tu îl știi pe bătrânul tău, tată, când mă gândesc la așa o păcăleală grozavă? Da, grozavă glumă. Îi arăt eu lui cum se servește o păcăleală de 1 aprilie. Adu-ți aminte ce mi-ai spus? Nu că nu mi-ar plăcea o linguriță de distracție în acest deșert al plictiselii. Mă scuzați un pic, trebuie să ajut pe mama la bucătărie. Nicio problemă. Ne vom întreține cu oaspeții fascinanți. Bună, ce avem aici? Puștiul ăsta chiar cerșește o farsă. Mersi, e cea mai bună festă care mi s-a făcut. Stăpâneșteți impulsul. Wow, uite-te la toate cadourile alea. Aici e cadou meu pentru Lori. Cred că e perfect pentru ea. De fapt, n-a fost chiar atât de perfect, dar când l-am găsit, da, mă rog, l-am ajustat eu. Vezi, chiar titlul mi-a atras atenția. Cum să-ți găsești partenerul perfect după cititul în palmă? Doar am scos poza pe copertă și am pus palma mea în loc. Acum palma mea și cu a lui Lori se vor potrivi perfect. Ați înțeles ce am făcut? Voi face aceeași festă pe care o fac întotdeauna. Știți care? Iau o pereche de papucei din dulapul lui Lori și mi-i pun. La toți le place bancul ăsta, este super. Amator. Tată, nu același banc nereușit, te rog. Măi, obstrucționat din nou. Îmi cer scuze pentru el. El crede că dacă fata lui e născută de 1 aprilie, are dreptul să mă păcălească în fiecare an. Ce poți să faci? Uneori părinții pot fi atât de imaturi. Vreți niște bezele lipicioase la amestecat? Desigur, mulțumim. Oh, mă duc să deschid, scuzați-mă. Nici să nu te gândești la asta. Asta chiar că e o bezea mare grozavă. Pariez că pot să bag în gură vreo 20 de bucăți din acestea. Douăzeci? Pariez că pot să bag 30 în gura mea. 30? Pariez că pot să bag de două ori pe atât în gura mea. Mă provoci cumva? Să te provoc? Hei, nu am spus decât o bucată de mestecat. Fără să fac vreo farsă, aș putea să
Două bucăți. Au trei bucăți? Patru bucăți? Andy Larkin, vreau să ți-o prezint pe noua mea prietenă, Mercedes. Este președinta clubului de care ți-am vorbit. Mă bucur să te cunosc. Lori mi-a povestit atât de multe despre tine. Ei bine, aș putea să spun că probabil ești un tip foarte tăcut. Și pari să gândești foarte profund. Mulți deștepți sunt membrii fericiți ai clubului. Membrii ai cărui club? Clubul tinerilor fericiți, cu un grad ridicat de acumulare a poftei de viață. Lori, poți să mai aduci niște salată în camera de zi când ai ocazia? Desigur, mamă, vin imediat. Asta e ciudat. Andy este atât de misterios. El va constitui o bună referință în cererea ta de intrare în club. Șapte bucăți? Caută-n de bara! Sunt sigur că mai sunt coifuri de petrecere acolo. Trei ochi, două bucăți. Zece bucăți. Mors. Prietene, ține-o tot așa. Unspe albe lipicioase. 12 de zi. Deci aici erați. Mulțumesc frumos de cadou. Cum să-ți găsești partenerul perfect prin cititul palmei? Este perfectă. Haide, Lori, întreabă-l. Oh, da. Am o întrebare importantă să-ți spun. Noroc. Mulțumesc. Acum poți să-ți văd palma? Desigur, nicio problemă. Nu, trebuie să fie mâna dreaptă. Nu merge decât cu dreapta. Oh, da, poți să-ți văd cealaltă mână? Mâna dreaptă? Desigur, da, cred că la fel de bine poți să-ți dau și mâna mea dreaptă, sigur. Nici măcar nu o folosesc acum sau să fac... Este supranatural. Mai mult, este identică. Ia te uită, e identică. Ce coincidență stranie. Mersi, Andy. Clubul nostru fericit privește favorabil la tinerii ce doresc să se înscrie și care și-au găsit deja partenerul perfect. Am învins! Sunt învingătorul! Da! Norocul prostului, deșteptule! Bună! Băieți, voi vă distrați? Scuze pentru membrii clubului, parcă am împăunat, dar dă bine în fișa mea de înscriere, nu-i așa? Hei! Aici este petrecerea din casa asta? Pe aici! Poftim! 10 pizza pentru petrecere cu tot ce trebuie. Mulțumesc! Păstrează restul. Marfă! Andy, ce faci aici, măi, băiete? Măi, se pare că sunt cam mulți insipii și încolori înăuntru, nu? Ce-i asta? De ce te joci tu aici? Deșteaptă alegere. Nu te-a târnat de gâtul unei fete, înțelegi ce spun? Era cât pe ce să fac asta odată. Am gula plină cu bizele, înțelegi? Mai zi odată. Ai luat o halbă mare? Păi, albele merg și la fete. Dar asigură-te că ești disponibil. Nu. Hai, du-te să le dai gata. Poți să-mi mulțumești mai târziu. Poftim, încearcă asta. Este cea mai bună pizza din oraș. E bine, n-ai de gând să o mănânci? Nu.
Ei, ce părere ai? Este frumoasă, foarte bună. Nu-i așa? Mă întrebam dacă poți să-mi faci o favoare. Te rog. Desigur. Oh, scuze, am uitat, gura ta e plină cu pizza. Ascultă-mă doar. Știi, eu sunt un pic răcită și nu vreau să risc să mai îmbolnăvesc și pe alții. Așa că mă gândesc că poate vrei tu să sufli lumânările de pe tortul meu. Ce zici? Gestul tău ar însemna mult pentru mine. Desigur. Bun, eu mi-am pus dorința. Spune-mi când ești gata. La mulți ani, Lori! Bine, noi tocmai ne vom purișa pe scări în sus și vom lăsa pe tineri să se bucure de petrecerea lor amuzantă. Mersi! Eu vreau să închid paharul cu suc de grapefruit tinerei sărbătorite, cea mai nouă membră a clubului, Lori. Sunt sigură că votul de luni va fi în favoarea ei. Și acum la joacă. Bine, cred că toată lumea știe cum se joacă acest joc. Fata sărbătorită face prima piruetă. Nu, așteaptă. Acum este perfect. Bine, bănuiesc că nu am nicio scăpare. Va trebui să înghit asta. Poate reușesc dintr-o ghițitură și nu mă voi neca în fața tuturor și să par ca un nesimțit, da? O secundă totuși. Sub nicio formă nu le voi da satisfacție acestor blegoși. O să găsesc eu sub... Ah, formează un cuplu perfect. Andy e un gentleman de săvârșit. Sunt o mare descoperire pentru clubul nostru. Achiu! Bine, în mod oficial, declar că am dat-o complet în bară. Eu îmi cer scuze, cred că ai luat răceala de la mine. Wow, e briliantă! Eu nici măcar n-aș fi visat la o asemenea minciună sfruntată. Da, și eu cred așa. E în regulă, probabil că am nevoie de un pic de o tihnă. Și mie îmi trebuie, sunt noul campion. Liniște, e în regulă, el chiar se îngrijorează când știe că eu sunt bolnav, ca acum. De ce nu te duci tu până la bucătărie să aduci niște suc, Danny? Băieții ăștia sunt niște porci! Ales bezele? Nu-mi spuneți că ați jucat acel joc stupid, lipicios și cleios! Halal petrecere, Lori! Ei bine, poți să-ți iei adio de la șansele tale de a intra în clubul tinerilor cu un nivel ridicat de poftă de viață și am de gând să informez Organizația Națională. Ca președinta tinerilor fericiți, trebuie să spun că sunt nefericită. Haideți să mergem! Da, ce distracție, Lori! A fost o adevărată mizerie. Luni o să-ți dau nota de plată de la curățătorie. Una pentru drum. Nu mulțumi, e plăcerea mea. Nu-mi vine să cred, mi-ai promis. Și nu ți-am cerut decât o mică favoare. O noapte fără păcăleli. Ei bine, și să știi că totuși jocul nu e chiar o păcăleală. Până aici, nu mai vreau să te văd niciodată. Afară! Păcăleală de 1 aprilie. Păcăleală de 1 aprilie? Vrei să... Pui că nu ești supărată? Oh, să ne spui să supărată. Dar nu din cauza petrecerii. Puștii aceia sunt un grup de snob fericiți. Credeam că apartenența la acel club va da bine în fișa mea de la școală. Știi tu, pentru colegii, burse. Chiar? Probabil că nu voi mai fi supărată pe tine mâine. Dacă ai noroc.
Wow, asta chiar că e o fată grozavă. Dacă iau în considerare toate lucrurile, aș spune că seara asta i-a fost un succes, nu datorită lui Danny. Hei, ce s-a întâmplat cu tine să fii atât de sigur că n-am făcut nicio farsă? Ești doar supărat că am câștigat eu. Visez, n-ai câștigat nimic. Declar meciul nul pentru că n-am avut șansa să-l încheiem. Nu, te rog, te-am bătut corect și cinstit. Hei, băieți, ia uitați-vă ce am eu aici. Vreți o bezea lipicioasă și cleioasă? Două lipicioase și cleioase? Trei lipicioase și cleioase. Patru goape și cleioase. Cinci lipicioase și cleioase? Șase lipicioase și cleioase.